crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Cum era live și în direct pe pagina de Facebook Radio Europa FM, pe toate frecvențele naționale. Super exclusivitate. Super exclusivitate, dublu sau nimic. Totală. 1600 de euro în această dimineață. Alina din București e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună, Alina! Bună dimineața! S-a auzit un ce pic. Face, Alina? Ai râs? Pe drum spre serviciu. Ok. Conduci? Nu. Bravo! Foarte bine. Cu cine ești? Așa. Cu soțul. Ce face soțul? Bună dimineața, domnul soț. Bună dimineața. Bună dimineața, conduc. Perfect. Cum se numește soțul? Ștefan. Ștefan. Ștefan și Alina dimineața asta, sau Alina și Ștefan încearcă să ne ia banii, 1600 de euro. Bun. Lucrați în același loc sau soțul doar te conduce și pleacă mai departe? Lucrăm în același loc. Ok. Cu ce vă ocupați? Suntem funcționari publici. Ok. Perfect. E bine, la cât începeți? La 9. La 9? De la 9 la 5. La 8 și jumătate. Hai okay. Că e bine. Mai repede. Aveți un pic și se face 8 și jumătate. Da, încă nu e 8 și jumătate. Da. Păi este pe ora veche. Sunt... Bine. Hai că puteți, 1600 de euro. Sunt bani buni, dar să vă concentrați la întrebări. Și la încercăm. Da? Să fiți atenți la enunțuri. Nu vă grăbiți. Alina, tu trebuie să dai răspunsul. Adică eu nu mai pot adorm. Da. Eu tot aștept să intervine Luca, știi că aici. Hai, Luca, zi. Intervine eu Luca. Sunt gata, pregătit, sunt concentrat. Alina, mă, de ieri, dar am dormit mai puțin azi noapte, puțin, am fatig. Nu mai râde. Și vreau bine. Să mă concentrez, să nu greșesc la... Bine, Luca s-a concentrat, Enunț. Alina s-a concentrat și ea. Hai să-i dăm bătaie, 1600 de euro. Începem cu... 200 de euro. Alina? Da. Da, Alina o cheamă, da. Da, mă, am vrut să văd că e atentă. Pentru 200 de euro, spune-ne cum se numește compania aeriană națională a Olandei. Nu știu. Hai, mă. Dar a țărilor de jos? Nederlander. Nederlander. Nu mai știu gândit la asta. Wizer. Nu e Wizer. Nu e națională. Da. Ungurească. Mie mi s-a părut foarte simplu. Cred că a rămas națională pentru că nu mai e Malevu. Malevu. E, cred că e singura companie aeriană din Ungaria. Da, Malevu, Malevu era unguresc? Nu. Hai să lăsăm asta. KLM. 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 Ah. E una dintre cele mai mari și faimoase companii aeriene KLM. De pe planetă. Aoleu, nu ne așteptam, Alina. A fost o surpriză. Da, sincer, nu am călătorit încă cu avionul și atunci... Nu? Nu, chiar nu. Ți-e frică sau ce s-a întâmplat? Un pic din fiecare. Hai, domnule, serios. Nu, apucați-vă și zburați că e păcat. Sunt bilete foarte ieftine. O să vezi, în primul rând, Europa atât de ușor peste weekend. Da. 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 Nu-i nimic. Asta este. A fost o experiență în direct la dublu sau nimic. Drum bun. Vedeți că mai e un pic și se face 8 și jumătate. Da. Să nu ajungem curând. Să nu întârziați, da? Ei, baftă. Asta înseamnă că mâine avem cât 2400 de euro cu totul. Cert e că plecăm de la 300. Da. Da. Vedea. Te concentrezi mâine că uite ce ai făcut. Mamă, mâine vin fresh. 5 ore la prânz. Da. Somnic. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.